Primăria Municipiului Călăraș anunță că prima etapă de dezinsecție se va face marți 11 iunie 2019, atât terestru cât și avio pe zone verzi măștinoase inundate lucide de apă. Biroul de presă al primăriei Călăraș precizează că amânarea acțiunii de dezinsecție s-a făcut atât din cauza instabilității atmosferice din ultimile săptămâni, cât și din cauza contestațiilor a achiziției publice a unui contract multianual de dezinsecție, dezinfecție și deratizare care a fost contestat. Substanțele active ale produselor utilizate pentru tratamentele de dezinsecție sunt avizate de Ministerul Sănătății prin Comisia Națională pentru Produse Biocide, informează Biroul de Presă al Municipalității. Tratamentele se vor aplica în condițiile atmosferice favorabile, caz în care se va executa atât terestru cât și avio dezinsecția, în caz contrar se va anunța reprogramarea dezinsecției. Acțiunea se va desfășura în condiții corespunzătoare și respectând prevederile legale de protecție a mediului, a sănătății și securității populației, mai adaugă municipalitatea.